Astăzi, 6 decembrie, este ziua Sfântului Ierarh Nicolae. 800.000 de români poartă numele Nicolae sau derivate ale acestuia. Numele Nicolae este format din Niche, Victorie și Laos, popor, și se poate traduce prin obștească biruință. Nicolae este unul dintre cei mai mari și mai populari sfinți ai bisericii. Este numit al doilea înainte mergător, prieten și laudă apostolilor, întâi stătător al ierarhilor și se bucură de o mare iubire și cinstire din partea credincioșilor. S-a născut în jurul anului 260 în Asia Mică, din părinți înstăriți și evlavioși. Din copilărie s-a arătat un ales al lui Dumnezeu. Când a crescut, evita jocurile copilărești și petrecea mult timp în meditație și rugăciune. A primit o educație aleasă, dar s-a îndreptat spre viața monahală. A fost hirotonit preot la doar 23 de ani și a început slujirea preoțească. În timpul marilor prigonitori ai credinței creștine, a fost întemnițat și a suferit bătăi și torturi pentru credința sa. A fost eliberat în anul 313, în urma decretului dat de Sfântul Împărat Constantin. A murit în anul 342. Moaștele sale se găsesc în orașul italian Bari, iar mâna dreaptă la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din București.